Vrei să cumperi jocuri bombă la prețuri și mai bombă? Nu uita că în descriere ai linkul meu de la Eneba unde găsești jocuri mega faine la prețuri super, super geniale. De asemenea, nu uitați că aveți și codul ZZANDREI unde l-a adăugat aici la GAT Discount Code. Băgăm codul ZZANDREI și primiți o mică reducere care mă ajută și pe mine, dar care vă ajută și pe voi. Haideți să trecem la episod. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod foarte, foarte special din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Prieteni, astăzi o să ne jucăm 1 versus 1. Avem un match epic, eu contra lui Ionuț. Băi, ZZANDREI versus Ionuț, o să fie un meci mega genial. Și domnul Just Cosmin, având în vedere că este cel mai bun comentator de meciuri de CSGO din Europa, dacă nu chiar din lume, prieteni, o să aibă onoarea să comenteze acest meci. Și Cosmin, ești imparțial, da? Sau ții cu cineva? Mamă, Cosmin deja se pregătește pentru invazia rusă, prieteni, ca să știți. Ionuț, ia uite, pentru tine, hai să dăm lamele de început, să vedem cine, ce parte o să-și aleagă. M-a rupt! Oh, am simțit la aia. Hai, du-te la CT. Bagă mare la CT acolo, prietene, că știu că-ți place. Și nu uitați, oameni buni, înainte de toate, rupeți like-urile alea, boys. Vreau să văd acolo multe, multe like-uri din partea voastră. Dacă, bineînțeles, vreți și mai multe videoclipuri de acest gen, scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige, prieteni. Eu zic 60% Ionuț, 40% eu, sincer. Bă, eu zic 100% spectatorii. Da? Nu, eu zic 60% Ionuț pentru că îl cred puțin cel mai încălzit, prieteni. O să-ți iei one tap, Andrei. Decât 3, mine, gen. 2, 1. Da? Sau? Nu. Oh, ce spam, am 82! Ce-am zis? Mamă, cel mai bun comentat. Păi nu ești imparțial. Ții cu adversarul. Da, bravo, bravo. Ții cu adversarul. Ai jinxat situația, Cosmine, că am dat cap și ai zis înainte de meci cu Ionuț. O să te o să te cap. Ia să vedem dacă vă întâlniți sau nu. Ne întâlnim? Ia. I-am dat iar cap, 73 în 2, oh, n-aveam armură de cap, ba da. Bineînțeles. N-aveam armură de cap, prietene, n-aveam cască. Știi ce aveai, aia că ți-am dat cap. N-aveam cască? Uite, ți-am dat aveam cască și corp. Aveam cască, uiți? Aveam... Păi da, cum, da, că mi-am luat maca, am forțat. Da, aveam cască, mi-am luat la început fără și după am văzut că mai am 350 și mi-am luat ce trebuie. Opa, cu un molly extraordinar învățat de la Carigan, sigur. Hai că te dus. Holy shit, fuse. Mai are 10 viață, ZZANDREI, să știi. Cred că nu trebuia să zic asta. Oh, ZZANDREI, one dig, boys. Holy shit, ZZANDREI. Holy shit, one dig aici, prieteni. Asta este, bă, mai mergi și cu digălul. Bă, dar tu n-ai auzit ușa când am deschis-o? Bă, și eu care chiar am crezut că am făcut tactică, bă. Am deschis ușa din apartamente, m-am dus în mama naibii să mă bată, opa. Am învățat flash-ul, Ionuțe, nu mai elea. Până acum altul a luat, acum. Sunt curios ce se va întâmpla în această rundă impecabilă, jucată de către teroristul ZZANDREI, care are un M4-1S și un Deagle și o speranță. Ce va face el acum? Își va lua un tap, oare? Nu cred. Oh, damn! Fix timing, fix atunci, m-am uitat în lung. Da, și eu mă uitam și în alte părți, dar mă gândeam că ești sai, că erai lung și n-ai trecut. Mamă, 2-2, prieteni. Bă, repet, 60% câștigă Ionuț, 40% eu, pentru că Ionuț e mai încălzit, e mai CSGO kid. E CSGO kid, păi ești CSGO kid, tu mă, te zici CSGO 24-24, ești nebun? Ai picat în capcana grenăzii, Ionuțe. Ia uite scorpul lui Ionuț, băieți, ne batem cu rusul ITZ. Din Bistrița, Năsăud. Cine e, bă, din Bistrița? Ionuț din Bistrița. Nu ești din Bistrița, de unde ești? Din Suceava, din Rădăuț City? Moldova. Nu ăla este ca el, bă. Oh, un fake flash impecabil. Ia să vedem ce se va întâmpla în următoare 2 secunde. Al cărui glonț. N-a terminat. Deja ZZANDREI a rupt normele. Prieteni, scrieți în comentarii dacă vă place cum comentează Just Cosmin. Băi, mă gândeam să-l trimite la mondiale, la major. Asta e, mă. 4-2, bă, preluăm conducerea, prieteni! Se preia conducerea zionei.
Hai că s-a vorbit. Ionuț cu talentul său pur de a juca Deagle. Dar Zuza Andrei este aici, băi, nicio problemă. Nu mai încerca cu Deagle-ul cum ne, băi, ia uite, ai noroc. Îmi face cu mâna, ești nebun. Nu mai încerca cu Deagle-ul că nu sângeam scos bine, ai grijă. O diferență economică extrem de mare. Ionuț este Rusia și Zandrei este NATO. Perfect. Eu am 16.000 de dolari, Ionuț, tu cât ai, prieteni? 4.000. Oare ce se va întâmpla? Șoc, șoc, șoc și groasă în următoarele 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1! Let's go! Bă, eu nu ți-e văd, dar trolezi, bă, nu mă aștept. Bă, tu trebuia să fii imparțial, Cosmine, ce faci? Te aliezi cu rușii? Nu. Cum nu? Văd că te aliezi cu rușii. Păi nu, că are coduri, e 6 la 2. Cine are coduri? De ce? Războiul! Acum de-abia începe războiul, băieți. Mace, plic. A adus tankurile. Foarte urât. Gali, ce vrea de la foarte urât, Ionut, că e cu polarul. Mamă, ce smoke și ce lectură. Gata cu polarul. Păi normal că sunt șobolan ca să te văd. Gata cu polarul, gata. Gata. Acum trebuie să fim puțin tel trolii, băieți, ca să le enervăm că nu mai joacă nimic dacă le enervăm. Ia nu-l mai lăsa, mă. Na, mă, nu te 3 cu 7, așa te știam eu pe tine. Că ia nu-l mai lăsa, mă. Am vorbit ceva cu tine, Ionuțe, nu pot că nu prea te ții. Mi-a dat cam, mă. Oooo! Uite ce bulan are. Nu-i bulan, e skill! Troll, 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 păi troll, troll, troll. Între NATO și Rusia este de extrem de mare. Gata cu ruznacii. Da. Gata. Dau 5 runde aici ca pe Terov, îl rup. Da. Păi team map. Sunt curios ce se va întâmpla. Oooo, caramba! Ia zic-o bine, au, 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 hai că... Au, au. La naiba, o 4 băieți, 4 mai precis. Dă-i nei din șoboran și ai câștigat. Bă, tu ce? Bă... S-a mai șoboran. 15, 95 în 4. Ne-ai vezi, bă, șobolan. 4 gloanțe de AK, prieteni, știi că 4 gloanțe de AK trebuia să fii mor, nu? Mi-am prin perete, nu. 4 gloanțe de AK, 47, dar cel mai prost spray din partea mea, băi, cel mai prost spray. Situația economică. Bă, îmi place când mă bat eu cu Ionuț, ești de bun, ne batem pe mit ca turcii. Adică nu stăm la discuții. Bine, ia turcule. Oh! Aguba este dată mai mare de către NATO. Sunt curios să văd acest deznodământ. Oh, Ionuțe, nu, nu mai da picuri acolo că eu dădeam pre-fire, Ionuțe, că așa se joacă. Așa se joacă, ha? Lupta pe mid, ne batem în rădăuțe aici. Strada așa principală, midul e strada principală din rădăuțe, ha, mă, Ionuțe, nu mai plânge, da. Mă, că stau ca pace, bam, bam, bam. Doamne, două runde AVP, să mai corect. Aș mecheri și el două runde, băieți, cu polarul ăla. Altă dată, mă. Vezi că Boșorocu trage mai bine ca tine, după cum se poate vedea, nu-i așa? Eu nu m-am jucat nimic pe calculator azi. O, da, mă, asta e problema, e mașca PUBG, nebune. Ți-ai trollat. Get trolled. Hai că-l bas, mă, acum, hai. Bă, ce, mamă, ce comentator prost, nu e deloc imparțial, bă. Mamă, se împar gloanțe aici, puternic. Glonț cu glonț se adună și se va face eu. Nu zicem că nu știm cuvinte premium. Mai mori? Aparent Andrei rămâne fără glonț. Ei, hai că deja mă cam enervez tu așa un pic, mă. Eu nu spate este pe drumul cel bun, poate că nu. Și? 9 HP. Oh my god, foarte departe de adevăr.
stau drept cu ascuns că cu 9 HP. Cei doi sunt aproape de a-și termina gloanțele pe pistol. Strate! Nu m-o nimeri deloc și-mi dă un glonț în cap și ai dau 91, 5. Nu mai plânge, nu mai plânge, nu mai plânge, nu mai plânge. Strategie, păi așa se câștigă, ai văzut? Eu eram rănit, fără picioare, cu o mână. Erai mort în cap. Taci, taci, tinerule, voiam să zic. Doamne, ce noroc. Uite, ăsta e noroc. Ăsta e noroc, prietene. 92 în 4. 92 în 5, 92 în 5, 92 în 5. Ia-ți ochelari, că te orbești. Ochelari de soare. Nu mai plânge, eu nu înțeleg. 10-7. Prieteni, încă o dată știți ce aveți de făcut, oameni buni, mai ales că aici pe front se duce un duel pe cinste. Dar ia să jucăm noi un pic mai strategic, ce dracu. Mamă, iarăși alb. Hai că... Da, da. Holy shit, sunt curios. Nu mai sunt curios. Na, uite, băi! Păi bă, dacă nu ți asigur partea, eu nu te... Ah, că m-am uitat, mi-ai ce ușor, băieți, nu-i așa? Oare își va schimba arma? Oare nu își va schimba? Ce se va întâmpla această rundă? Hai să vedem. Mamă, ce flâș. Șobolanu! Șobolanu cu AK-47. Ca rușii, băi, vedeți? Se meargă de acolo. Ca rușii, băi, vedeți, vedeți? Da, mers. Da. Did not work properly. Aia, acum ce faci? Ce armă va aborda domnul Zandrei? Nu știm încă, vom afla. Cum nu știm, mă? Vrei să zic? O armă foarte frumoasă, păi nu, dar zic că e ceva puternic. Ceva foarte puternic. Hai grijă, Ionuțe. Ionuț! Cucu! Ce facem asta? Oh. Trimite bombardamentul rus în boiler, băieți! A fost aproape granada aia. Nu, n-am luat deloc. N-a luat deloc. Absolut deloc. Cel mai bun nade. Cel mai bun nade în persoană. Ți-am zis că are o armă foarte... Eu am crezut că are AVP. Eu nu se fă-te scooter și tu te răd. Bine. Doamne, e, ăsta-i noroc, prieteni. Aha. Omule naiba. Omul a tras 4 gloanțe pe lângă și al 5-lea a fost în capul meu. Ești nebun din spray. Răsturnare de situație sau nu? Răsturnare de situație, băi, se duce la 10. Mamă, eu un bulan foarte mare am avut ieri, nu, alaltăr pe live, când eram pe New și am dat din fugă două capete cu SP-ul ăla, a fost bulan maxim. You know what I'm saying? Ianuțe. Be careful, guys. I want to see this round. Uite ce noroc, Doamne, am tras în țeava aia în mijloc. Am tras în țeava din mijloc, țeava din mijloc, băieți. Bravo, Ionuțe, hai, comeback-ul tău. Comeback-ul tău, revenirea, prieteni. Păi e vina ta, Andrei, că tu pușezi. Păi știu, dar bă, l-o moram dacă aveam M4 Pro, dar am tras cu MP5 în țeava aia din mijloc. Ești nebun, ce mama naibii. Mamă, ce face? A decis să joace mai safe, oare? Sau a decis să pușeze din nou? Vom afla imediat. Mamă, ce poziție a abordat. Ionut? Pot să dau mai multe detalii, că dezvăluiesc pozițiile. Și nu este bine. Poziția rusului nebun. Oh. Oh. Dar nu l-am văzut, unde dracu era, mă? Pe site. Pe site, lângă cutie. Mamă, jucăm strategic, băieți, da? Bine. Let's go, să fie cu strategie, prieteni. Dacă îi dădeai pic acolo din middle, nu. Dar nu îl vedeam, mă.
Nu s-a uitat deloc? Aaaa, hello player, cum să nu se uite midi? Eu eram deja la tine în bază, Ionuțe. Zi mersi. S-a uitat în stânga, dar după dacă te dai pic. Zi mersi. Nu se aștepta să fii trecut. Oh damn, boy, ești de... Mamă, 5 runde la rând, prieteni! Roznacii câștigă Kievul! Nu, niciodată. Caca Rusia. Oh shit. Russian players are winning. Oh, uite ce noroc, mă. Holy schnitzel. Holy schnitzel. Zi mă, Cosmine, ce a fost aia? Ce s-a întâmplat? N-am nimic de adăugat, nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? What happened? Nu văd, mă. Mamă, coie, vă realizați ce bulan are jucătorul ăsta că-mi dă cap din spray? I-am dat 88 în 4, băi, eu nu știu, tu toate rândele rămâi cu 10 HP! Păi, dar ce tu ești alb în fiecare rândă? Păi da, da, gen, eu te omoram așa alb cum sunt, da? 88 în 4, holy nu mă vedeai. Cap. Prietene, eu dădeam cap cu primul glonț, nu cu al 10-lea din spray. Să ne înțelegem, știți ce zic? Mamă, e DJ Uleanu. Nu știu ce să zic. Ce? Bă, și m-am uitat balcon, zi tu, Cosmine. Oh, e Gigi Uleanu, băiezi, Gigi Uleanu. Gigi Uleanuș. Ia, am schimbat și puțin partea, să mă uit la Andrei. Să văd ce face. E, dădea info lui Cosmin comentator, lui Cosmin, lui Ionuț comentator. Îi zicea, zis Andrei pe 250. Hai că da. Poate materiale sau nu? Bă, ia stai tu acolo, mă. Deja prea și eu bolanicus. Vezi că Andrei are pe 90. Nu am, nu. Nu am. A făcut rotic tu. Stai să zice de blue web pe 90. Oh, AWP, hai să jucăm. E nebun, e nebun. Mamă, mamă, deci dacă mă băteam pe mid acolo, băieți, era problematică situația, știți ce zic? Că na. Un pic problematică. O situație stabilă de partea amândurora și mamă pe economie. Cam intens meciul ăsta, prieteni, un pic cam intens, ă? Oare cum? AK-47, AK-47, 14-14, băi. Ai încercat acolo să faci fake, da. Păi am crezut că are polar, dar văd că nu-l ia. Păi nu-l ia. Stop crying, eu nu mă joc cu polarul la 1v1. Ocazional mai joc, da. Nu, că acum mă duc B. Gata, s-a dus B și nu glumește. Nu te spăra. Pe croanțe nebune se aruncă meciul ăsta. Oh! Te-am auzit în casă. Războiul, nu știam unde ești. Am zis că nu e second mid și după îl văd în colțul ecranului pe ăla second mid, vere. M-am speriat. Mă speriai. Egalitate. Mamă, duelul face-it-ului. Hai să vedem ce se va întâmpla. Oh, grenada învingătoare, prieteni. Da, ca acasă. Grenada învingătoare, voi. Așa se face. Băi, eu nu ți știi cum e boșoroc, boșoroc, dar mai știe boșorocul, știi? Boșoroc, quit. Nu mă face. Da, mă, fratelor, băi, deci cam ăsta a fost episodul, oameni buni. Sper că v-a plăcut. Rupeți acolo like-urile alea, boys, pentru meciul ăsta extrem, extrem de intens și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Bye, bye.